Deci ca să revenim la cele evenimente care au avut loc în 2019. Nu, dar poate la audiovizual noi. Nu, n-are importanță. N-are importanță. Pot să iau cuvânt că audiovizualul se trage de atunci, după da? Tema, ok. Deci ultima ședință a Parlamentului din 2019, înainte de alegeri anticipate, se vorbea foarte intens prin culoarele Parlamentului și știți cine venea cu acea informație, că guvernarea pregătește arestarea 3 deputați. Eu astăzi o să le spun și numele. Deci este vorba despre Radu Mudreac, despre Adrian Lebedinski și despre Corneliu Furculiț. Știți cine îmbla și spunea aceste zvonuri? Domnul Carpul Ilean. Și informația este, am și confirmare despre acest lucru. Și tot timpul acest om îmbla prin Parlament și comunica anumite știri, anumite falsuri, anumite informații. Domnul Ilean, și spune-le, te rog, dar cum ai rămas și cum ai reușit să fii și în precedentul Parlament și în ăsta Parlament? Deci, haideți așa, mă uit la dumneavoastră, eu nu mă adresez la dumneavoastră, sunteți foarte mulți, cu într-adevăr, cu o biografie, cu o reputație ireproșabilă și îmi pare bine. Sunteți oameni tineri, care mulți poate încă nu cunosc în totalitate, mai mult joacă în Tetris. Totul este bine și sunt și tineri, sunt și mai în vârstă. Dar haideți să avem și respectare reciprocă. Cu toții am participat în anul 2019 și am luat decizii foarte importante care puteau să ne coste și viața și destinul fiecăruia și în această sală am reușit, repet, am reușit cu toți să deturnăm acel regim. Și nu trageți plapuma doar peste voi, fiindcă riscul care l-am avut noi a fost mult mai mare și repet, de ce? Pentru că aveați protecția și ambasadorilor și partenerilor, noi nu aveam a nimănui protecție decât riscul propriu. Și aveați stimă și respect față de oamenii care au avut curajul să facă în acele circumstanțe acest pas. Numai noi cunoaștem cum el a fost făcut. Vă mulțumesc!